de se vorbește ca următorul brawler să fie un și va mai veni un brawler cu tema. Înțelegeți? Cea mai importantă dată este. Este foarte, foarte plauzibil ca pe data aceasta să vină update-ul. Iar apoi știm că s-a zis și de data. Iar acolo se vorbește că ar veni al doilea brawler. Ok, deci bună lumea, sunt Matey și bine v-am regăsit, bă băieți, la un nou episod din seria noastră de Brawl Stars, în care astăzi vom vorbi despre update-ul care urmează să vină. Astăzi o să avem mai multe speculații decât am avut de obicei, pentru că m-ați rugat foarte, 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 foarte mult să vă mai aduc informații despre care știu și despre care aflu. M-am uitat și eu pe internet, mai mult m-am mai informat de la băieții de afară, pentru că vă dați seama, eu sunt sincer cu voi tot timpul și vă zic sincer, nu eu am descoperit aceste lucruri, cei de afară studiază mult mai mult treaba asta, pentru că iau mult mai mulți bani ca să facă treaba asta, știți, caută tot felul de chestii, iar eu le aduc de la ei, o să aveți și un link în descriere de la ei, le aduc de la ei și vi le explic și vouă, în caz că sunteți interesați, pentru cei interesați. În episodul de azi o să vorbim despre doi posibili brawleri și de asemenea vom vorbi despre data update-ului și despre data când se va adăuga următorul brawler, bă băieți, deci o să fie foarte, foarte interesant. Vreau să spun că nimic de aici nu este garantat, adică nimic de aici nu este, bă, oficial bătut în cuie, dar sunt chestii pe care Supercell-ul ni le sugerează și de aceea eu încerc să vi le aduc și încerc să vorbesc despre ele. De asemenea, încă o dată vă zic, sunt doar speculații, adică sunt lucruri pe care cei de afară le-au văzut și, bă, zic, bă, e posibil, nu e posibil, înțelegeți? Înainte ca episodul să înceapă, nu uitați să dați acolo like, pentru că știu că vă place foarte, foarte, foarte mult seria asta și de asemenea, cu cât ajunge la mai mult, cu atât mai mult vede Supercell-ul, că, bă, la lume le place, știi, jucătorilor le plac aceste update-uri și vin și ele, e posibil să vină mai mult, deci dați acolo un like și lăsați-mi în comentarii apoi părerea voastră. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați, frații mei, toți cei care vă abonați la canal, și îmi dați follow pe Instagram la adresa DariusUmatey, puteți să apăreți la finalul următorului videoclip, cum va apărea și la finalul acestui videoclip cineva. Și dacă vreți să vă alăturați, dacă vreți să veniți un membru special al canalului, o puteți face de lângă butonul de abonare. După cum vedeți, aveți aici pe ecran beneficiile, aveți 3 rancuri renderând ad pe Brawl Stars și filmează cu Matey, vă puteți voi uita acolo pentru mai multe detalii. Bă băieți, eu o să trec prin ele foarte, foarte simplu, adică o să vorbesc despre toate chestiile astea destul de rapid, pentru a nu pierde o grămadă de timp și pentru a nu vă arăta toate chestiile. Dacă vreți să vă uitați la toate chestiile, vă puteți uita la cei de afară. Eu am zis, bă, decât să-i plictisesc pe oameni, le zic direct chestiile cele mai importante și nu mai le zic toată teoria, cum s-a gândit ăla, cum a ajuns la ea și toate chestiile astea. O să vă arăt dovezile, în fine, hai, fără alte discuții, vă mai țin la discuții, nu mai are sens, haideți să trecem la treabă. Deci, în primul rând, pentru cei care nu știți, este un live UK Bear WKBRL, nu mai vă chinui cu engleza. Ce este acest WKBRL? Acest WKBRL este un livestream făcut de cei de la Supercell. Mai exact, fraților, exact acest livestream, după cum vedeți, acesta este livestreamul, este un live de la Supercell, o să vă arăt imediat de ce, pentru cei care nu știți, nu vreau să mai stau foarte, foarte, foarte mult pe el, este început pe 19 aprilie 2020 și este pornit de cei de la Brawl Stars, iar aici se vorbesc foarte, foarte multe leak-uri. De unde știm noi că această treabă este făcută de cei de la Brawl Stars? E bine, vă voi arăta acum. Dacă noi intrăm în descrierea Brawl Stars-ului pe Magazin Play, vom găsi acest, de exemplu, după cum vedeți tot felul de link-uri, iar la final vedem aceste mai multe semne întrebări și dacă vedeți www.youtube.com/WKBRL, acolo vă duce link-ul de la acel live. Și dacă vă întrebați ce este cu acel live, este foarte, 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 foarte simplu. Pe acel live se postează tot felul de voci în care se vorbește despre skin-uri, despre chestii de genul acesta, dar în stil roleplay, adică nu se zice direct, bă, se bagă skin-ul. De exemplu, vorbește că 8-Bit este foarte supărat sau că tot felul de chestii despre un par de distracții și toate chestiile astea, iar băieții ăștia le-au descifrat și o să vi le arăt eu în cele ce urmează. De altfel, o altă chestie pe care am uitat să vă zic în celelalte episoade făcute despre ăsta, dacă vreți vă puteți uita pe canal, o să mai găsiți episoade despre acest update, despre acest live și toate chestiile astea mai în detaliu. O să vreau să vă zic că live-ul a fost început în aceeași dată în care remodelul pe PM a fost făcut. Nu știu exact de ce, dar în aceeași dată a fost pornit acest live. Deci este live de multe luni și un om normal nu poate să țină PC-ul deschis atâta timp, de aceea vă dați seama că este o companie. Ok,
O chestie foarte, foarte importantă pe care vreau să vă menționez și primul lucru este acest logo despre care am mai vorbit. Acest logo a fost observat în o grămadă de animații de la Brawl Stars și a fost observat și în noul game mode de la 8-bit. Dacă nu știți acel game mode de la 8-bit, când dai click pe 8-bit, știi, apeși de mai multe ori și te bag în game mode-ul ăla. Undeva în spate se vede din nou această față. Ce reprezintă această față? Ce arată această față? Reprezintă logo-ul noului Brawl Stars, adică după update cam ăsta va fi logo-ul Brawl Stars, probabil pentru o perioadă, nu va fi permanent, dar o perioadă va fi acest logo. Acest logo ne duce cu gândul ori la un par de distracții, ori la un update cu supereroi. Se vorbește foarte, foarte mult că va veni un update cu supereroi în primul rând și o să vă explic și de ce. Acest logo, în primul rând, acest logo ar reprezenta imaginea acelui update și de asemenea de ce se vorbește că va veni un update cu supereroi. Pentru că au fost auzite tot felul de voci care vorbesc acolo pe acel live, o să vă las și vouă un link în descriere. Poate intrați și aveți noroc și se vorbește despre ceva acolo. Și de asemenea, pe lângă asta, după cum știți, avem în ultimul timp adăugat Max, care este un supererou, și avem în ultimul timp adăugat Surge, care din nou este ca un fel frate, într-un fel frate cu cum se numește, cu Max, iar aceștia doi sunt super eroi, sunt din tema cu super eroi și după cum știți pe Brawl Stars, sunt în... orice brawler ar trebui tot timpul să aibă un gang, adică să fie 3 brothers, 3 frați, după cum știți, de exemplu Nita, Leon, Bo, avem un trio care este făcut până acum, deci se vorbește ca următorul brawler să fie un supererou. Mai încolo o să vă și zic de ce se vorbește să fie un supererou și by the way o să vă zic și data update-ului în care, data când se va lansa update-ul, dacă, de fapt v-am mai zis treaba asta, stați așa, în fine, am uitat că v-am mai zis-o, în fine, deci treaba este în felul următor. Încă o chestie, se vorbește că pe lângă acel brawler va mai veni încă un brawler mai încolo sau poate amândoi deodată, dar eu cred că mai încolo deoarece ne-a mai fost dat odată. Și va mai veni un brawler cu tema parcului de distracții, înțelegeți? Ar fi să vină un brawler cu parcul de distracții, pentru că se vorbește foarte, foarte, foarte mult timp treaba asta. A fost observat acea roată, dacă știți, în vechiul loading screen de la Brawl Stars, undeva era Colt cu Shelly, mi se pare, și nu știu ceva, iar undeva în Colt se vedea o roată de distracții, o roată de aia dintr-un par de distracții, știți? De aceea se vorbește că se va face, cum se numește, se va adăuga un update cu, cum se numește, cu par de distracții, în care va fi un brawler club, după cum știți, am făcut și eu un episod despre asta, în care s-ar putea să vină un brawler club, un brawler cu tematică de par de distracții, iar acela ar fi un brawler club, iar altul ar fi un brawler super erou. De altfel, frații mei, treaba este foarte, foarte simplă. Se vorbește că această teorie cu parcul de distracții și cu super eroi se cam îmbină, deoarece... cum se numește, parcul de distracții face așa fericire, bucurie, știi, toată lumea e fericită acolo și eroi se combină. Hai să vă zic de ce. Deoarece în ultimul timp au fost adăugați tot felul de brawleri răi, de exemplu Evil Jean, Virus 8-bit, de altfel un alt brawler rău este Demonic Boss, skin-uri zic, etc. Și asta vrea să zică ca și când că brawlerii, gen unii din brawleri s-au dat de partea răului, adică unii brawleri sunt răi. De aceea o chestia asta reprezintă răi versus buni. Unii brawleri sunt răi versus partea binelui, pe cum brawlerii eroi, precum Max, Surge, brawler nou care ar trebui să vină pentru a completa, știți, tema aceasta cu răi versus buni. Și de asemenea mai avem Crow, Mecha Bow, Mecha Crow, deci avem tot felul de brawler care să completeze această chestie, această, cum se numește, această temă. De altfel, acolo, pe acel radio, pe acel live, UK BRL, s-au auzit și că două date. Una dintre ele ar fi 9-15-2020, adică 15 septembrie 2020, și a mai fost auzit o dată 8-10-2020. Ce cred eu că se întâmplă, adică ce zic cei de afară, nu ce cred eu? Eu cred că va fi în felul următor. Cea mai importantă dată este 15-9-2020 și este data chiar după ce se termină, în ziua următoare după ce se termină sezonul acesta, adică după ce se termină sezonul curent, care știți că a fost foarte, foarte lung,
Se termină sezonul pe 14, iar pe 15 este data aceasta. Ce se vorbește că se face pe data aceasta? Este foarte, foarte plauzibil ca pe data aceasta să vină update-ul acesta cu eroi, cu tot felul de rebuni, să vină update-ul cu erou, adică să se bage brawler-ul erou. Iar apoi știm că s-a zis și de data 10 a 8 a 10 a 2020, iar acolo se vorbește că ar veni al doilea brawler, adică brawlerul acela Clov cu parcul de distracții, cu chestii de genul ăsta, neapărat Clov, așa, așa mă gândesc eu că ar fi Clov, eu zic că ar fi Clov. Și știți că eu de obicei nu mă înșel când vorbesc despre chestii de genul acesta, v-am mai adus tot felul de speculații, bineînțeles, eu le aduc de la cei de afară și mă mai gândesc și eu puțin ca să vă aduc și o parte din ce cred eu. Acum, frații mei, pentru că am ajuns, v-am zis data, v-am zis ce ar putea veni și toate chestiile astea, zic să ne mai uităm și peste câteva idei de brawler pentru a ne putea face o imagine așa, cam cum ar putea arăta, brawlerii aceștia care ar veni, adică unul din brawlerii super erou și unul un brawler club sau ceva cu temă de distracții, așa că o să mă uit chiar acum pe Reddit de ceva idei și o să ne uităm peste ei și o să vedem care sunt mai tari. Bun, deci primul brawler ar fi acesta, Barry, după cum vedeți este epic și atacului principal este acest shield, după cum vedeți își pune acest shield care îl apără cum ar veni, iar din cealaltă mână va trage cu ceva. Dacă vreți să citiți voi mai mult, puteți citi pentru a înțelege. Cam asta ar fi prima idee de brawler. Eu zic că chiar are fața așa de Brawl Stars, chiar arată foarte, foarte mișto. Și why not, de ce nu l-am putea vedea. Următorul ar fi acest brawler Ski, care după cum vedeți tot este un brawler epic, deoarece are culoarea aceasta epică. Și de asemenea se spune că Sky sau Ski, nu știu cum se pronunță, vine, este cel mai bun prieten Max este fată de fapt, deci este cea mai bună prietenă sau cea mai bună prietenă a lui Max și de asemenea partenera sa în lupte. Aceasta după cum vedeți ține așa și trage de aici cu ceva, deci este foarte, foarte, foarte mișto. Atacul ei principal este că trage așa cu 5 fluturi, așa dintr-o dată, bă, chiar mișto. Următorul brawler ar fi acesta, Anthony. După cum vedeți, ăsta este thrower, adică aruncă cu d-astea, cum aruncă, adică dă peste ziduri, ar fi ceva gen Barley și ăștia. Arată mișto, dar este destul de basic, adică nu este foarte, foarte dezvoltat. După cum vedeți, a făcut și gadget și star power. Anthony este un engineer. Da, și trage cu chestii mecanice peste. După cum vedeți, are o mână de fier sau ceva de genul acela. Cam așa ar arăta Anthony. Următorul este Auto. Auto are un atac încărcabil, ăsta dă prea multă surge, sincer să fiu, și nu prea cred că ar fi adăugat acum, dar bă, e posibil, după cum vedeți, este trage cu un minigun de ăla, ăsta este atacul lui. Iar acum, ca al doilea brawler, acela cu tema de parc, de distracții și așa, avem pe acesta Clov, din acesta Charlie, doar ăsta am putut să vă găsesc cu Clov, din rest am găsit skin-uri, Clown Bibi, Clown Morty și tot felul. Acesta ar fi brawler Charlie, cam așa ar arăta. Nu știu ce realitate este, după cum vezi l-au pus verde, adică ar fi rar. Dar nu știu ce să zic, chiar arată mișto. Da, frații mei, cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Matey, dacă v-a plăcut, uitați să dați acolo un like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Să-mi dați un follow pe Instagram pentru că m-ar încuraja din nou foarte, foarte mult și treaba asta. Eu am fost Matey, v-am pat, ciao. We'll be right back.